Ultare chat, bine v-am găsit, ora 1 jumătate de noapte, azi când filmez. Cum să vă zic eu vouă? Chestia cancer? Abonați! Abonați? Chestia cancer. Probabil o aveți mulți. Ce să zic? Bă, na. Armură, armură. Nu prea. Battle rating 10-0. Reload 10 secunde, 10 secunde. Bun, bun. Partea proastă, nu avem reparații și module, dar vedem ce iese. Ce să zic? Mă pregătesc emoțional. Să văd. Ha. Să văd aici cum e. Vreau să fac după video, dar dacă e hartă mică, full H. Dar pe hărți astea mari unde îi dai cu full H, că vai morții mei, știți ce zic? Mă... Cât să sunt echipă? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, oh, respect, Kendam. Aoleu, a apărut Weeby. Ziua 1 când Dumnezeu a creat pământul, chat. Weeby a fost acolo. Să-l vopsească. Să-i tragă o față de fetiță anime peste el. Ascultați ce zic aici. Că știu ce zic. Eu n-am fost acolo, dar credeți-mă pe cuvânt. Da, da, da. Vedeți chat-ul, ce scrie aici. Foarte bună idee din partea lui Gaijin. Sincer, dacă mă întrebați pe mine, deci la snipe n-ai probleme. Uitați-vă cât de apropiate sunt liniile. Bye, bye, știți ce zic. Despre ce vorbim? Da, jur, Heu e cel mai bun. La biarul ăsta scambați jocul Heu. Partea n-aș pe știți care e. Că nu ai... Cum să zic? Nu amortizează cum trebuie. Dacă tragi cu APF SDS-ul, încă nu se clatină aproape deloc. Dacă tragi cu Heu, pam, la faci. V-ați păriet? V-ați păriet? Știți ce zic? Mere în prima linie, nu contează că și așa nu o să joc cu astea. Am 10-3. Ceați să schimbăm line-up-ul, că avem 10-3 pe viitor, să spunem 10-0. Am vin Big Smoke aici. Ha ha ha, ce glume de boomeri fac. Slay, fata. Slay. Știți ce zic? Slay. Oh, respect Kendama. E la chiară, nu? Nașpa. În 10 secunde chiar nu sunt așa multe. S-a oprit acolo unde nu-l povedea. Bravo. Rare. Ce să mai... și inamici au ruși. Păi da, se putea. Băi, a murit. Mi-a dat kill-ul, mi-a dat assist-ul, mă. Și în punctul 1 care înțelege el de la mama natură să spameze smoke la infinit. Leopard, leopărțel, ce faci? Verico. Hai turul jos. Ăla e. 10 secunde reload infectul. Mă simt mândru de mine. Hai să trag în asta repede să-l scot. Bun. Respect Kendama. Suntem stoc, n-avem reparații. Dacă mi-a la tunul, nici cum mai pot apăra. Da. Încercăm, încercăm, vă dați seama. N-am căștile chat, vai. Chat. Eu am pus pe boxe.
Nu vreți să știți ce timpan spart am avut. Că știu că nu vreți, că nu vă doare de mine. Nu vă pasă. Attention to the map. M-aș aștepta să mă flancheze cineva pe aici cu acea. Oh, acolo s-a relocat ăla și-a murit. Respect. Nu da șeful. Mamă, ce util era un thermal. Ce bine că n-am. Cineva? La pod? În poziție nervoasă? Nu mai e bombardat pe toți. E asta deasupra mea, care nu știm ce vrea să facă cu viața lui momentan. Poate se aruncă. Slabe șanse să se arunce ăștia pe aici. În o poziție interesantă să vii aici, să te scunzi, să te proptești în pietre. Vedeți voi ceva la snipe? Mă, realist vorbim, nici nu e nevoie de laser rangefinder pe ăsta. Dacă mă întrebați pe mine. E cancer rău. Mamă, unde se duc ăștia? Dacă... aș fi știut ce bine era, ia ziceți. Mă. Ui, unul fix acolo. Ah, nu poți să treci prin pod. I-am dat emo! Emo, bro! Tot altul care debea a deblocat tankul și el. Se crede Zoro. Să nu fac glumă cu Superman. Traversăm, traversăm iarna. Poduri obscure. Ah, ciu-ciu. Vezi că ciordesc și mai un kill ceva. N-a fost să fie. Uf. Pentru motiv să alte cineva acolo în colțul ăla de hartă. Ok, bro, da, acolo e punctul. Bateți-vă acolo. Mă refer la inamic în special, dar nu numai. Hai mă, de unde mi-a dat BMP-ul? Really? Că de pe deal de aici. Cum, bro, să fie pe deal acolo? Mamă, am și o echipă, mai bine n-aveam. Rataților. Bro, e fix lângă aliatul meu. Adică, nu, știți, nu m-aș enerva dacă n-ar fi un aliat fix la 10 metri de el, știți ce zic? Da. Când îi vezi așa de incapabili, ce să și faci? Bă, 3 kill-uri grase, așa, pentru ăsta stock, eu zic că e foarte bine. Cred că facem episod dublu, cred că facem 2 meciuri. Așa ar fi frumos. Și atunci la He intervine rangefinder-ul. Dacă vrei să joci cu He-uri, rangefinder-ul e un must have. Adică trebuie să-l ai. Așa, în traducere de română, romgleză.
Da, punctul rămâne a noastră, dar mai e ăla cu obiectul, că așa meu pe aici arată cind pe dealuri. 700 pen, bros. Dar gen, îmi place că... Cum să vă zic eu vouă? Gaijin a zis, hai să le dăm proiectilul default direct din prima când intră în joc, pam, 700 pen. Să nu fie probleme. Bro, după ce ai tras, după... Cârtițe. Omul meu nu se prinde că-s dealuri și geografie. Ce să zic, continuu să tragi după cârtițe. Ăla s-a dus pe acolo. Zbura low altitude. Altitudine joasă. În fine, na, ce să vreți. Să... Ce-i acolo, mă? Opa, 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 opa. Puiu, ce faci? Uite, am și eu un tanca tău. Cum ți se pare? Arată șmecher. Arată așa. Nu are rost să traduc ce încerc eu să arăt aici. Două deci te strâmbe, atâta vreau să vă arăt, nu vă gândiți altceva. E cel mai tank. Atât am avut de zis. Și acolo completați voi cu ce vreți. Easy match, 4 kill-uri, locul 3. Posibil să mai scad până la final, la cum se arată. Nu știu dacă mai ajung să mai fac ceva. Oho, și-a luat o torpiloaică. Urâtă. Și-a luat o torpilă din fundul hărții. Aliatul. Da, nu mai pot să fac nimic. Rămân locul 3. E ciudă că mai prindeam aici un inamic. Mai era ceva pe aici. Aici. Hai încă un match cu acest minunat. Bro, te lasă să deblochezi rangefinder-ul de aici. Really? Nu că vă dați seama că dau research la rangefinder. Are numai night vision, din păcate n-are thermal, dar nu-i în bai. Ce vreau eu să zic? Chat. Mama ce hartă. Și... Ori stricat-o, că nu mai las în zona aia. Jucăm full he? Lăsăm pe alt video, lăsăm pe alt video. Totuși o hartă măricică. Nu chiar. Nu chiar. Da, hai să nu jucăm încă cu he. Măi, un he destul de consistent oricum o dai. Să vedem cât sunt. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. Respect Kendama. Ce îmi place, Gaijin, noi nu mai băgăm chestii din astea, hai că nu. Noi băgăm tankuri adevărate și asta a fost adevărat. Prototip, ceva, dubioșeni, dar a fost, deci îl băgăm. Ca și M1, ca VT. Sau click, hai să mai discutăm despre clickbait. În fine. Da, chat. Și așa-i. E bătaie de joc la adresa umanității tankul ăsta. În joc, la BR-ul ăsta. Prostul.
Da, du-te în naibii. Ăla oricum nu se repară. Îl pot campa. Ok, chat, am înțeles. Bun, și asta a fost episodul. Nu mai contează, lăsăm pe altă dată. Nu, bun. Vă salut, ne vedem pe data viitoare. Până terminăm noi aici cu research-ul ăsta, mai durează. În schimb, cum să vă zic eu vouă, pentru următorul live am cam maxat ăsta așa, țără. Type 99-le. Și da, o să fie interesant. Minuel, am tras de două ore mitraliera la un Tiger 2 și-o trecut prin el. Și trebuie să caut replay-ul să mă uit iar, să vă arăt. Ciao, ciao.